Girl. Alexandra Stan este on air la Virgin Radio. Maratonul 8 este on aici. On fire, nu on air. Bine, ai auzit de piesa noastră. Când suntem on air, suntem on fire. Produsă de prietenul tău, Manuel Triva. Nu da, m-am auzit, da. Chiar n-am auzit, Doamne, să-mi fie rușine, dați-mă afară, vă rog. Nu. De mâine este, nu mai vin. Este foarte tare piesa noastră. Sincer, nu că zicem noi, dar noi credem că niciun radio n-a avut niciodată o piesă mai tare ca asta. Mai bine, păi asta zicem de orice facem. Da, cine cântă pe piesa asta? Cântă așa. Livi Teodorescu. Dar putem să zicem că nu, Alexandra oricum e... N-ai avut timp atunci. Nu, tu nici nu erai în țară atunci. Nu, chiar nu erai în țară. Nu, chiar nu erai în țară. Nici n-am auzit de asta. Dar lasă că vorbesc eu cu ela când plecăm de aici. Tocmai că nici nu erai în țară. De asta nici n-ai auzit. Bine, ok, bine, să fii sănătoși cu piesa voastră. Mai facem... E și ea băgată în playlist-ul ăla, poți să o scoți din playlist? Acolo dai 7 dintr-o lovitură. Mai facem piesa sezonului 2, uite. Da. Schimbăm versurile. Bine, bine, oricum mă bucur pentru voi și sunt sigură că sună bine, da, mai ales că e produsă de George, de Manuel Riva, da. Că orice produce el sună asta bine, top. Asta n-am ce să zic. Da. Să vedeți ce piese am făcut noi în ultima perioadă. Am auzit. V-ați tot plimbat. Da, urmează să ne mai plimbăm, de-abia așteptăm. E o piesă foarte disco, una foarte mișto. Care din ele că-s mai multe? E una disco, rău de tot, sună... Am auzit-o și e wow. Baba. Baba? Uite cum a zâmbit așa, Doamne. M-a rupt. Așteptăm, nu știu când le lansez, dar noi le așteptăm. An curând. Le așteptăm cu nerăbdare. Mai avem un joculeț pentru tine, trebuie să completezi punctele. E cumva împrumutat, furat de la Andreesca, adică. Bine, noi nu i-am cerut voie dacă putem să-l folosim, dar ea ne-a auzit folosindu-l. Deci cumva, dacă nu ne-a zis nimic, noi continuăm să-l folosim. Dar ne place foarte tare. Așa. Bun. Să vedem despre ce. Dar trebuie să zici rapid, fără să stai pe gând. Fără primul lucru care îți vine în minte. În 2 secunde, nici n-avem timer. Sper să nu fiți amendați, ai. Nu. Sunt o fire. Veselă. Am gust de... Ciocolată. Miros ca... Vanilie. Dacă aș fi un animal, aș fi... Pisică. Urăsc să... Mint. Aș pleca în... Tenerife. Iubesc să... Iubesc. Cel mai scump lucru pe care l-am este? Mia. Aș vrea să iau cina cu? David Guetta. Asta de ce mi-a picat mie să-l citesc? Poziția mea preferată este. 69. Numărul. Nu, dar nu e numărul preferat. 7. Da. Ok, bine. 3 de 7 în casino, cum spunea Motanu. 7. Dar David Guetta, stai și că și eu aș vrea să iau cină cu David Guetta. Așa mi-a venit, nu știu de ce. Cred că am vrut să zic David Beckham, sincer. Sau, mă rog, Romeo Beckham. Dar stai că nu știu, că și el cred că e minor. Nu știu ce. Dar stai, mă, puțin așa, da, exact, trebuie să vorbim despre asta. Mă oprește poliția pe stradă, Doamne ferește. Și cum ar fi să fie și un polițist foarte tânăr și să zic, băi, ești tânăr și... Doar ce să fi terminat, știi? Nu vă supărați, câți ani aveți? Eu când eram de vârsta dumneavoastră, domnul ofițer. Dar crezi că e chestia asta de la o vârstă, încep să te atragă bărbații mai tineri? Cred, da. Eu cred că n-am ajuns încă la vârsta aia. Asta e foarte ciudat la mine, că pe de-o parte e ciudat, pe de-o parte e bine, știi, că încă sunt la vârsta la care dacă umblu cu un băiat care, sau un bărbat care e mai tânăr decât mine, nu îmi pare dubios. Adică nu pare că mi-am luat, sunt I'm not a sugar mommy yet, știi? Adică nu sunt încă un sugar mommy pentru nimeni, dar mă rog. Încă. Tu oricum arăți de 23 de ani, deci... Doamne, îți mulțumesc. Cred că nu mai vezi bine după 36 de ore. Sincer. Da, îți mulțumesc mult. Tu arăți foarte bine. Da. Deci dacă s-ar putea vedea pe radio cum arată femeia asta după 36 de ore de matinal, pe bune. Da. Dar ține care e cel mai hot. Și tu ești frumos. Da. Și tu știi că eu am o sensibilitate pentru nasul. Da. Mereu am zis că îmi place foarte mult forma nasului ei. Da, mulțumesc. Ține care e cel mai hot puști din România. Tânăr, așa. Dacă tot ai zis că să facem așa un top. Păi Rareș. Așa, el e number one? Da, așa. Bebelușul, da. Da. Inisebi. Așa. Drăguț, e super cute. Cine mai e cute? Stai așa să mă gândesc. Băiatul lui Ștefan Bănică.
Mamă, dar ești pe toți pe bebelușii. Veniți la mama. Păi, dar nu sunt eu mama lor. Ah, superb, doamne. Ce să fac acum, doamne? Ferește, iar o să mă certe Universal Music, îmi plec de aici. Nu, mă, nu, nu, că ești în familie, foarte... dragă. Suntem în familie, am voie. La voi am voie. La voi am voie să spun prostii. Da, da. Păi, da, e simpatic, na, uite. Și cred că se bucură și ei. Și sper să nu fie uitat vreun bebeluș. Și bine, cel mai drăguț bebeluș e Bobo, evident, bebelușul meu. Care e din Tel Aviv, dar este un prieten, nu este iubitul meu. Prieten, dar el e cel mai cute. A, prieten, doar tovarăș sau prieten? Tovarăș, suntem soulmates. Știi, generația asta, să știi, diferită. Adică, adică bateți cuba sau bateți? Nu batem cuba, mai ales că el oricum e din altă țară, e din Tel Aviv și acum stă în Rusia. Avion? Oh. Și ne vedem foarte rar, adică nu ne-am văzut decât de două ori. Dar suntem soulmates și vorbim în fiecare zi. Și mi-am dat seama că am genul ăsta de relație cu multă lume. Inclusiv, okay, uite, cu oameni din echipa mea, cu, de exemplu, cu Ștefan, topoșarul meu. La fel, suntem soulmates, dar nu avem nici... Dar câți soulmates poți să ai? Nu trebuie să ai unul? Nu, ce? A, poți să ai mai mulți soulmates? Da. Suflete în care s-au cunoscut și... Ca să se ajute și te poți ajuta, știi, să evoluezi. Și mi-am dat seama că generația asta de băieți chiar sunt mult mai open, așa, și sunt queer, știi? Adică sunt, mulți dintre ei sunt queer, adică sunt open-minded, se îmbracă mulți ca și cum, nu știu, poate unii ar zice că sunt homosexual, dar nu sunt, știi? Okay. Doar se îmbracă așa, de exemplu, sau au anumite gesturi, sau sunt mult mai ok cu masculinitatea lor și de asta își exprimă mai mult feminitatea. Dar nu sunt mai puțin bărbați. Eu asta am observat. Adică n-au nicio legătură și vă zic, n-are nicio legătură, nici nimic. Cool. Să zic așa, da. Dar nu, dar e 2022 și într-adevăr fiecare poate să facă ce vrea, nu trebuie să dea explicații nimănui. Și poți să ai mai multe feluri de relație cu un om, știi? Nu doar o relație care să se termine, nu știu, sexual sau whatever, chiar dacă suntem băiat și fată. Adică poți să ai și relație doar să te ajut să evoluezi în carieră sau tot felul de chestii. Să ne susținem unii pe alții. Eu tocmai față de bebeluși sunt un om care are mai multă experiență. Și poți să-i ajut pe bebeluși cu sfaturi. Da, să-l arăți calea în... Exact, exact. Dar și mă ajută pe mine, pentru că asta e, de fapt, mi-am dat seama că, știi, mie îmi place să fiu odată cu trendul și încerc din răzputeri să fiu și eu așa aliniată la tot ce se întâmplă în lumea asta și în România și peste tot, și mai ales că am și nepoți de 12 și 9 ani. Îți dai seama că nu sunt tot timpul în trendul preferințelor lor, nici la muzică, nici la nimic. De ce, mă? Băi, pentru că n-am fost mereu, na, asta e adevărul, ce vrei, vrei să te minte. Da, dar eu is come back și păi, come back stronger than păi others. Asta zic, da, și cred că tinerii, de fapt, și generațiile noi, cred că trebuie să fie tot timpul în conexiune cu generațiile mai mari, știi? Pentru că e bine să comunicăm, ca să învățăm unii de la alții. Nu să ne judecăm, noi nu eram așa când eram de vârsta lor, sau... Da. Păi da, dar ei sunt mai șmecheri, adică, ok, eram noi mai fraieri, știi? Adică hai să luăm și noi ce-i bun de la ei, să nu doar să-i judecăm, că... Da, mă rog. Da, people are so judgy today. Ne întoarcem imediat, după două minute, cu Alexandra Stan, la Virgin Radio. Virgin!